Bună dimineața! Ia uitați ce temperaturi avem noi în această dimineață de 19 ianuarie. Vorbesc mai încet pentru că toată lumea doarme și bineînțeles că eu sunt trebuit să verific temperaturile. Vedeți, avem minus 10,2 la 1B. 1B se află aici afară. Acum în solare avem acea temperatură 4,2, este în acest pat, exact acolo unde sunt roșiile. Și minus 0,2 în 2A, adică acolo sunt panseluțe, năsturei, mușcate. 1,3 grade în 3A, acolo sunt zambile, rozmarin, mușcate, minus 10,2 afară, minus 6,7 2B în solarul din față unde nu există protecție, este temperatura reală din interiorul solarului și 3,6 3B în magazia cu flori. Acest spațiu nu vi l-am prezentat, o să fac, cred că chiar astăzi, un videoclip să vă arăt și acest spațiu. Este o temperatură foarte bună care eu nu mă gândeam că o să obțin acolo. Deci este un spațiu impropriu, dar n-am avut ce să fac, a trebuit să mă plante acolo. O să vi-l prezint într-un episod viitor. Vedeți, temperatura de pe ceas hol este 16,7 pentru că am stat cu ușa deschisă toată noaptea. Nu e prima noapte pentru această terasă. Terasa cu mușcate. Da. O să aprind blitzul pentru că am avut reclamații la un videoclip trecut că este orb. Să vă arăt temperatura de pe această terasă. Avem 10,6. Dar să nu vă gândiți că este obținută cu acel arzător. Acela a stat aprins toată noaptea, dar principala sursă de căldură este această ușă deschisă. Dar să mergem în solar. O să iau și termometru să măsurăm temperatura în cel mai mic pat pe care l-am. Acolo unde se află ardei. Să aprindem blițul. Deci astăzi este marți. Duminică seara am avut tata, minus 9 grade au fost. Și în această seară, după cum știți, am mai garofițe. Toate garofițele pe care le am eu le-am mutat aici. Sunt protejate cu 4 straturi de agri. Le-am verificat ieri, substratul nu era înghețat. Gândiți-vă că aici nu e nicio sursă de căldură și doar prin protecția cu agril am reușit să țin substratul să nu înghețe. Să aprind lumina. Să mergem în tira roșii. Vedem ce avem aici. Deci seara aceasta a fost un experiment pentru dumneavoastră. Deci în acest pat am o aerotermă. Pentru că aici am nevoie de temperatură mai mare. Uitați temperatura din acest solar. Da? Minus 2,6. Uitați, soba nu este aprinsă. O să merg și în spate să vă arăt arzătorul că nu este aprins. Eu nu am aprins niciun foc în această noapte. Special să vă arăt că se poate obține temperaturi comparabile cu viața pentru răsaduri. Da? Uitați, arzătorul nu e aprins.
este pregătit. O să vedem, o să vedem că n-a fost aprins. Da. Aude că este dublura înghețată, vedeți? Deci dublura este înghețată, toată apa de pe dublura este înghețată. Deci, aici unde am avut 4,4 parcă, sunt lumânări aprinse, sunt cred că 8 lumânări aprinse, dar acest pat este împărțit, după cum v-am spus, un perete de folie, l-am arătat în episodul trecut. Acest pat este acoperit cu vreo 6 sau 7 straturi de acril, peste care am pus și o folie, vedeți că folia nu este înghețată, o folie de 50 de micron, folie termică. Acolo este o aerotermă aprinsă. O să măsurăm temperatura un pic mai aici, să vedem. Să fim cam pe la jumătate așa. Și aprindem. Deci aici sunt ardeii pe care îi scot din casă, cu germinație de, nu știu, 10-20% și îi aduc aici în solar să le ofer lumină. Vedeți că aerotermă aceeași face treaba bine. Bun, deci avem temperatură foarte bună aici. Eu nu prea am dormit în ultimele 4 nopți de când a început acest val de frig. Am stat să monitorizez temperaturile, deci încă o dată aici, în solar, în interiorul solar avem minus 2,5, da? Să mergem în partea cealaltă la... La muscate. Aici, unde este răsadnița, după cum am spus, am oprit-o. Aici avem minus 7 grade. Vedeți că răsadnița este goală, am oprit-o. Pentru că însemna un consum excesiv de energie. Eu aveam spațiul acolo unde deja fac cald. Și n-am vrut să țin și răsadnița. Aici am dublat ușa cu o folie. După cum vedeți, arzătorul este stins. Știți că aici aveam arzătorul acela cu ventilator. Vreau să vă spun că l-am aprins duminică seara, tot așa erau anunțate minus 11, dar au fost doar minus 9. Și l-am aprins duminică seara pe la 9 și la 12 când am verificat temperaturile, am văzut că nu e temperatura bună. Adică a început să scadă. Când am venit, l-am găsit oprit. Are o defecțiune, are un sistem de protecție de oprire a gazului în caz că se stinge flacăra. Am încercat să-l aprind, nu stătea flacăra aprinsă din cauza electrodului acela, era pus prea în spate, cred, nu știu ce s-a întâmplat. În fine, am fost cu el înapoi la magazin, speranța că o să-mi schimbe. Dar nu mi l-a schimbat, a zis doar în situația în care dă serviciul negație și mi l-au trimis în serviciu și m-au lăsat fără arzător. Și n-am dispus de bani să cumpăr altul și le-am montat pe acestea. Dar ieri dimineață am avut temperaturi tot așa de 0, în aceste paturi și nu a fost nicio problemă. Și din cauza aceasta n-am mai aprins nicio focurile, vedeți? Dublura este înghețată. Nu știu cum să fac ca să înțelegeți dumneavoastră. Vedeți? E înghețată, da? Și am avut în acest pat minus 0,3 parcă. Dar aici este temperatura mai mică pentru că senzorul este pus aici în latura mai mică și lumânările le-am mutat în partea de sus. Vedeți, se vede lumina lumânărilor. Deci sunt 7 lumânări aprinse în acest pat.
Le-am mutat în partea de sus pentru că am schimbat lumânările și acestea pe care le-am cumpărat sunt puțin mai înalte și mi-a fost frică să le pun în partea de jos unde am doar 40 de centimetri pentru că erau cam aproape de agril și le-am mutat în partea de sus. În acest pat, senzorul este aici, lângă latura mai înaltă, unde sunt lumânările și din această cauză temperatura era de 1,3. Uitați ce temperatură avem aici, în acest solar. -5,7. Aici, în acest solar, tot timpul a fost temperatura mai mică ca în partea cealaltă, și ziua și noaptea, ziua chiar cu 10 grade, pentru că este umbrit de casa vecinului, deci suprafața pe care ajunge soarele este mult mai mică cu comparativ cu celălalt solar. Deci se vede, da? Avem 7 lumânări. După cum vedeți, astea sunt din acelea tablă deasupra și proiectează forma tablei pe agri. Am și aici un arzător pregătit, v-am spus, eu monitorizez foarte bine temperaturile noaptea când avem anunțate temperaturi scăzute. Nu știu de ce nu mai focalizează asta, cred că s-a aburit camera. Deci, am 1, 2, 3, 4, 5, 6 și mai e una în capăt acolo. Acest grill este puțin înghețat. O să vă auziți cum trăznește. Acum vreau să vă mai spun un lucru. Am văzut că mulți dintre dumneavoastră sunteți interesați de acest sistem de încălzire cu lumânări. Eu vă dau un sfat, trebuie să fiți foarte atenți. Trebuie să luați în calcul că solarele mele sunt foarte bine închise și sunt acoperite cu folie de 180 de microni. Am rupere termică pe margine, adică pragurile și laterale sunt îngropate în pământ. Acolo este o rupere termică foarte bună, mai ales în conținut care este făcută cu folie groasă. După care vine dublura din interior. Este foarte, foarte importantă. Deci am dubluri profesionale cu folie de 50 de microni, folie termică de 50 de microni. După aceea, paturile acestea sunt izolate pe margini, pe laturile groase, pe laturile mari, cu polistiren din acela care se pune sub parchet. Am găsit eu un polistiren mai gros de 1 cm, care la rândul lui este îngropat cam 10 cm în pământ, deci este o altă rupere termică acolo. Și paturile sunt învelite cu 4 straturi de agril în acest solar. Și în partea cealaltă unde am roșiile am 6 sau 7, nu mai știu exact, plus o folie. Deci trebuie să luați în calcul că la mine există toate aceste protecții și încălzirea cu lumânări dă roade, deci este bună. Reușesc să țin o temperatură comparabilă cu viața pentru plantele mele. Acum știu că o să spuneți că 1,3 și 0,3, care cât a fost în patul din stânga, este prea mică. Dar eu vă spun că plantele nu au absolut nimic. Ieri dimineața am avut aceleași temperaturi și nu s-a întâmplat absolut nimic la plantele. Am verificat ieri foarte atent și nu au nicio problemă. Și sunt convins că nici astăzi. Astăzi nu o să mai încarc videoclipul crud așa pe YouTube. Cred că pe la ora 11 o să deschid paturile, când o să-mi permită temperatura, și o să filmez și atunci și plantele, ca să vedeți în același videoclip cum arată plantele după o noapte cu minus 10 grade. Este ora 11 și după cum vedeți am deschis paturile. Temperatura în solarul mic la roșii este de 13,7 grade. Și cam așa arată plasadul de roșii
după o noapte cu minus 10 grade. Am adus și niște ardei aici, am mutat din partea cealaltă. Și după cum bine știți, în acest pat am avut o temperatură de 4,4, a fost cea mai mică temperatură. Imediat după ce am încheiat filmarea de dimineață, temperatura a început să crească, pentru că a început să crească și cea de afară. Acum știu că sunt mulți dintre dumneavoastră care o să spună că au fost temperaturi foarte mici, că răsadul o să mai fie productiv, că nu știu ce se întâmplă la nivel de nu știu ce celule, de microparticule, de... Dar eu vă spun că așa procedez. Și acesta este rezultatul pe care îl obțin până la data de astăzi. Uitați lumânările, încă nu le-am stins. Vedeți? Sunt aprinse. O să mergem și în partea cealaltă. Aici sunt niște butași de mușcate pe care i-am băgat în partea aceasta unde se încălzește mai tare. Vedeți peretele? Am despărțit la jumătate acest pat ca să pot să-l încălzesc mai bine. Din nou roșii. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă 4 grade era puțin, aceste petunii, vedeți cât de mici sunt, au început și ele să se înalțe puțin. Erau toate căzute, nu mai era nimic în picioare acolo. Dar să mergem și în partea cealaltă la mușcată, unde am avut într-un pat minus 0,2 și în celălalt pat 1,3. Am deschis paturile și în solarul mare. Haideți să vă arăt temperatura din interior. Cum vedeți, 8,5. Am spus că este o diferență foarte mare de temperatură între cele două solare, pentru că acesta este umbrit foarte, foarte, foarte rău. Cazul mânările sunt pe partea cealaltă, nici pe acestea nu le-am stins. Panseluțele nu au absolut nimic, nu am înghețat, substratul este cam uscat, dar în niciun caz înghețat. Și după cum vedeți, plantele nu au absolut nimic. Deci în acest pat am avut minus 0,2, cea mai mică temperatură de seară. Aici am o parcelă de mușcate la care au apărut probleme de înrădăcinare imediat după ce le-am mutat în aceste pahare. Nu am fost prezent când s-a făcut această operațiune și cine a făcut-o nu a făcut-o bine. Panseluțe, năsturii care deja au început să înflorească. Acolo sunt zambilele pe care încă nu le-am scos, trandafirii pe care i-am butat și de trandafir. Uitați lumânarea, i-a prins. Trebuie să le iau la înselesting pentru că nu mai e nevoie de ele astăzi, că a ieșit soarele. De exemplu, de fapt și ele a ieșit soarele, alaltele au stat aprinse toată ziua pentru că încă era frig. Au fost minus 2 grade afară și aici nu creștea temperatura mai mult de 3-4 grade. Mușcate din nou. Vedeți, diferența de temperatură a apărut din cauza faptului că 3A este aici și 2A este aici, în partea opusă a lumânării, și aici a fost lângă lumânare. Deci temperaturile, cu siguranță, au fost aproape identice. Cam atât a fost pentru astăzi. Nu mai merg și la seara cu garofițe pentru că am încercat să desfac, să dau la o parte a grilul,
și este foarte înghețat și s-a lipit de lădițele acelea și între el, cum sunt mai multe agrile acolo și nu vreau să-l rup. Trebuie să aștept să se dezghețe înainte să îl desfac. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi și până data viitoare vă doresc numai bine.